Mai este puțin până la sărbătoarea Paștelui, așa că magazinele au fost destul de aglomerate pentru că oamenii au ieșit pe ultima sută de metri la cumpărături. Cap de listă este cozonacul, care trebuie să fie cât mai proaspăt. Nici decorațiunile și iepurașii din ciocolată nu lipsesc de pe lista de cumpărături, la fel ca și legăturile de ceapă, usturoi sau chiar băutura. Foarte încărcat, nu cred, da. Ați mai fost, să înțeleg, la câteva da. Cumpărături până acum. Da. Ultimul moment, ultimul cozonac. Exact, cozonac, dulciuri, tot ce trebuie. Păi ce se vede? Cozonacul și mici decorațiuni, așa să zic, de Paște. Arme, ziluate, care le-am văzut în aici. Astea sunt ultimele cumpărături, într-adevăr. Da. Ce buget ați alocat pentru masa de Paște? Nu știu, nu ne-am gândit. Nu ne gândim. Mulțumim. Cât e necesar. Și completări. Cum ar fi dulciuri, cozonaci? Mult bere, niște iepuri de ciocolată, sucuri, ce ne trebuie în familie. Asta este tot ce a mai rămas de luat și s-au înzalmat, da. Adică ar fi niște dulciuri, nu? Da. Fructele, ce se vede, mere, se vede pentru o salată de biof, pentru ce ne mai... pentru ultimele pregătire, să zic așa... Ca să fie cât mai proaspăt. Da. Pentru nepoței, pentru... pentru toată familia. Toți. Deci tot ce... Pentru masa de Paște, constanțenii au scos din buzunare de la 400 până la peste 1000 de lei.